După cum știți, mie îmi plac sărbătorile și pentru că ziua lui Mihai Petre a căzut fix în starea de urgență și n-am apucat să-i spunem la mulți ani, cred că este minunat că s-a terminat izolarea obligatorie și că Mihai Petre a putut să fie aici ca să-i spunem toate cele bune. Așadar, chiar dacă au trecut vreo două luni de zile de la ziua lui de naștere, Mihai Petre este acum aici să ne spună cum a sărbătorit în carantină și să-i spunem așa la mulți ani față în față. Da. Bună, Mihai, la mulți ani, Mihai! M-am gândit să spun la mulți ani, pentru că pe 28 martie a fost ziua ta, nu? Ce tare, da, așa e. Dar era în carantină, era izolat. Da, dar să știi că am petrecut foarte bine. Haide, ia adică un loc am acolo, am... te rog frumos. Eu nu sunt așa afectat, sunt mai pe pozitiv. Mi se pare firesc că... Gă, găsesc ceva bun în orice situație, știi? Sunt... Așa, deci cum ai sărbătorit de, de ziua ta? Pe, cu, cu vecinii, știi, eu am noroc că stau... Stau într-un loc în care îmi văd vecinul de peste gard foarte ușor. Uh -huh. Adică ținem distanța regulamentare. La mulți ani mulțumesc frumos, iau o bere nu Super. las că -o iau de la mine din frigider, am luat fiecare berea lui, am închinat. De ce? Tort, mi-au făcut N-ai simțit fetele, că, tort, practic, tort, de ziua ta -ai, ai, pierdut așa foarte mult? Că tot ai fost cu apropiații, cu vecinii. Am, am mai pierdut cumva sau câștigat un an din viață sau depinde de perspectiva acum. Da, cum a fost? Ai apropiat mai mult de copii în perioada asta? Uh, știi, absolut. povesteam ieri vrei, cu nu vrei. care zicea că, băi, în perioada asta am stat cu fica mea când am stat niciodată și îmi dădeam da. seama cât de multă nevoie are de mine. Așa e, da. Și mi-a dat seama și ce greu e să crești copii, și am început să o apreciez și mai mult pe Elvira, pentru că ea e cea care trage cu cercetare acolo, cu educația și cu grija față da, de. Copii da, da, te-am văzut făce uh, dansuri, adică uite și în imaginea da, astea, vedem, da. Dar am văzut că faci și no, valfi din casă, ai lecții 1-2-3, 1-2-3. 1-3, 1-2-3, da, păi trebuie să contribuim și noi, nu? Cumva. Eu asta cred. Cred, cred cu, cu tărie că indiferent de situație trebuie să vedem cu ce putem contribui, ce putem da. Corect. La... Iar pentru că oamenii apreciază cursurile tale de dans, faci chestiile astea și online și poți oamenii să învețe să danseze de și fac, dacă da, sunt da, acasă, o nu? Să, da, da, o să da, da, o să le oferim această posibilitate. Încă n-ai început în, cu... în curând fac lecții online, dar deocamdată fac doar cu grupa mea de de performanță. Da. Care se descurcă mai ușor înțeleg mai da, repede de, despre ce e vorba. Să țin în formă, dar da, vreau să fac dans pentru toată lumea pentru că e foarte foarte bun. Are extrem de multe avantaje, e un soi de terapie așa, știi? Adică, nu știu, în perioada Dacă asta pe Instagram la Mihai pe vedeți cum o că... dansează pe Elvira oameni buni în casă și face tot felul de... Am văzut la tine pe Instagram, ți-a zis, da, opa, stânga, dreapta, la un moment dat da. și Andra prin casă, vorbisei cu ea și făcea vals da. cu David, adică da. dansau și a zis, da. uite, bă, se poate, da, o mămâine, păine, mă, mă și eu de, de vals. Păi de ce nu? Se, se, se poate, nu? Foarte simplu, da. După câte cursuri online devin profesor de vals? Profesor? Nu profesor. Mă dar Iartă-mă. După câte cursuri de dans poți să dansezi la televizor? Să dansez la peșe și acum, dacă stau cu tine 5 minute, dansez ceva la televizor. Deci scos dinos, așa, natural, cum ești tu, firesc. Spune, ce ai descoperit în perioada asta, nu știu, așa, ceva care a fost ca o revelație pentru tine la familia ta. Am descoperit că e tare bine să stai cu familia și mă gândesc foarte serios cum o să mă adaptez la ceva urma. Da pe bune, asta e cea mai mare spaimă în momentul ăsta, fiindcă e, e tare bine să stai cu, cu familia, cu copiii, toată ziua acasă, lucrurile se întâmplă mult mai repede, îmi lipsesc chiar adevărat elevii și prietenii și mama, am vizitat-o mai rar, dar... Ați vorbit mereu la telefon, presupun. Da, bineînțeles, asta normal. Dar știi cum e, nu? Ecranul taie mult din, din energia interacțiunea aia. Da. Umană. Dar ai mai luat 2-3 kg. Am luat, am Ai, luat, 3. am văzut două. că ai pus tu vesta asta da. să te strâng așa, dar ai luat 2-3 kg. Păi nu, că ai deci problemă Elvira că a gătit senzațional asta, în perioada asta. asta. nu mă strângea, dar acum... Elvira a gătit senzațional în perioada asta. Elvira gătește senzațional în orice perioadă. Și ce ți-a făcut așa special în carantină? face o grămadă, face mâncăruri tradiționale de acolo, din Polonia, experimentează, a făcut o grămadă de prăjituri, ultima chiar ieri, un carrot cake cu nu știu ce spumă pe deasupra. Deci îi place să facă asta, nu? Îi place, da, pâine n-am mai mâncat de la magazin de nu știu când, adică și din aia cu maia care se face greu, pune într-un borcan, acoperă cu o Băturica din asta cu un șervet, aia crește noaptea, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce reacție acolo, după aia o pune la cop, scoate pâinea, miroase toată ziua prin casă, e, groază. Deci am înțeles de ce Mihai Petre vrea să facă aceste cursuri online de dansă și repete toată ziua prin casă, că trebuie să dea jos toate rețetele astea, nu? Da, nu, adevărul e că fac și mișcare, să știi că fac multă mișcare, al, al, altfel aș fi luat. Faci mult mai multă mișcare acum decât înainte? Fac în adică te duci alergi? da, da, da. 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 Uh, yeah, aproape în fiecare zi alerg 40-50 de minute mă rog, alerg încet, așa, pentru că știi, dacă vrei să arzi grăsimea trebuie să ții heart rate-ul pe la 60-70%, la... la... nu mai mult după aia, antrenez alte chestii. Da, alerg și am fel de fel de circuite pe care le fac, totuși sunt o sportivă, adică... Este, și un sportiv da. rămâne sportiv toată viața lui, orice ar fi. Exact. Uh, am înțeles că ai inventat și tot felul de jocuri, mâine, pe mine. scoți niște brevete de jocuri cu fetele? De Fric. jocuri cu fetele? Da, n-ai baulin cu sticle de... A, bine mă, de da, apă. Adică asta. asta am inventat, N-ai făcut, făcut ceva nou, nu, asta a fost, să știi, că ideea, ideea că ating, că ea a venit cu ea. Uh, nu știu de unde a luat-o, presupun că a luat-o de undeva, dar mi-a spus uh, într-o zi, hai să jucăm bowling. <laughs> Ce glumă, știi? Adică, <laughs> eu n-am nici cea mai mare casă, nici, știi? Adică, și când mă duc, ies în curte și pe drumul ăsta, pe culoarul, da? pe, pe, care ajut pe alee, da? Erau puse niște sticle, niște sticle de plastic umplute pe jumătate cu apă, aranjate frumos și o minge mână, gata, asta era. Numerotate, lipise Adică și-a făcut treaba ca la carte da. Bravo, da. Catinca, ca felicitări da. da. Presupun că te-a și bătut Bineînțeles, întotdeauna câștigă Sau aproape întotdeauna mă rog. Vineri, oameni buni, este finala Românii au talent O da O finală cu totul și cu totul altfel O da Fiți atenți, fiți cu ochii pe noi O să vedeți ce n-ați mai văzut până Pentru că concurenții vor fi prin Skype și noi vom fi prin Skype. Jurații de acasă, fiecare fi de acasă. Skype și o să fie foarte interesant, pentru că, știi cum e, în situații din, din acestea, practic, ni se pune la încercare creativitatea tuturor. Mm -hmm. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să oferim oamenilor lucruri de calitate, trebuie să le oferim Entertainment de calitate și toată echipa de la România au talent a lucrat pentru da. a demonstra acest lucru. Că nimic, nimic nu oprește talentul, nimic. Exact, vine este finala celui de-al 10-lea sezon. Uh, exact, uh, o, finală, o finală specială, da? Exact, finala de acasă. Exact. O finală de acasă, și uh, presupun că ai și tu ceva emoții pentru uh, cei care au primit gol în bazul de la tine. Îți dai seama, cam, pentru că normal sunt favoriții mei, sunt foarte aproape de, de sufletul meu. Uh, și uh, Recunosc ambele numere, sunt fantastice, sunt impecabile, dar Sara m-a cucerit uh, pe de a întregul. Inima mea e. E acolo, recunosc, sunt și eu om, e foarte bună din toate punctele uite, de vedere. Uite, vedem imagini pentru cred că în e un concurenții s-au pregătit un și s-au uh, căutat uh, locuri unde să filmeze pentru că numerele vor fi cu totul și cu totul spectaculoase, da. uh, inedite, așa că trebuie să le vedeți vineri în finala de la Românii au Talent. Îți dai seama că asta, asta e foarte tare la această da, finală. Și știi, fii e un lucru foarte interesant uh, pentru că este sezonul 10, un 10 perfect, o să se uite și o să vadă finaliștii vineri și vreau să te întreb dacă ar trebui să le recomanzi ceva celor care vor vota. La ce să se uite anume? Pentru că e o finală altfel. Da. Adică ce ar trebui să aibă marile câștigători ca să ia pe 120.000 eu de, de euro? Eu cred că emoția este criteriul numărul unu la România o Talent. Ce te emoționează, asta trebuie să, să votezi. Dar de această dată fiind o finală cu totul și cu totul specială, bineînțeles că exact ce vorbeam înainte, creativitatea lor trebuie, trebuie apreciată. Modul în care au reușit să se descurce și să se reinventeze în noul context. Asta mi se pare fantastic. Asta îi face uh, și mai de 10 pe, pe ai noștri concurenți. Pe cei care au rămas în Uite, finală, sunt imagini cu o parte din concurență, da, cum își pregătesc incredibil. momentele, cum își găsesc eu știu tot felul de soluții da, ca să le ducă. la final. ce obstacole au avut de data asta, pentru că foarte mulți au nevoie de un spațiu mare, se bazează pe da, da. mișcare, pe gândește la, la dansatori, la acrobați. Unde să o arunci când tavanul e și el la o înălțime? <laughs> Înțelegi? că poți să o arunci, dar să nu mai coboare de acolo. Și fiecare, uite, avem imaginea pe care, pe care eu sincer nu le-am văzut, sunt în premieră și pentru mine. E, e foarte interesant, making of ul ăsta. Da, e, e, e extrem de interesant. E uh, de le să spunem oamenilor că până mâine pot mâine seară să voteze și premiul de originalitate. Am da. văzut vineri cele mai... Uh, numerele care au fost votate pentru originalitate da. și fabuloase. Adică m-am uitat și nu -mi venea să nu cred e că incredibil. vedeai număr după număr exact. care erau din ce în ce mai spectaculoase. Eu am zis am zis, întotdeauna că asta e o problemă a sezonului 10, că e atât de bun. Sunt prea multe numere bune. E, e, e cel mai puternic sezon din câte am avut cu siguranță și e foarte greu să alegi. E... e performanță de nota 10 oriunde te uita, la oricare dintre numere te uita, vezi, vezi un număr de nota 10. Pot Tocmai vata... de aceea oamenii pot să e... voteze până mâine exact. seară premiul de originalitate. Și e foarte important, mai e o premieră anul mm. acesta, că avem, de fapt, premii în bani și pentru locurile 2 și 3. Și 3. Premiul cel mare, deja toată lumea știe, de 120.000 de euro, dar avem și 20.000 de euro pentru locul 2 și 10.000 de euro pentru locul 3. Numai premiere anul ăsta, deci vă așteptăm cu drag vineri alături de noi. De la ora 20.30 de minute, uh, o finală de acasă. Așadar, va fi Am extrem emoții. de interesant de văzut. Am emoții. Ai grijă cum stai îmbrăcat acasă. Poate de camera, ai văzut cum că Băi, vă, deja nu mai e la modă, deci <laughs> nu gata, mai e. nu mai, nu, nu. O să mă îmbrac... Uh, din respect pentru privitori, nu știu cu pantofii, că deja mă strâng un pic, <laughs> dar uh, mă îmbrac frumos, promit. Perfect. Mihai, mă bucur mult de tot că ai trecut pe la noi să ai baftă. Căutați-l pe Mihai Petre pe Instagram, Mihai Petre, salutări acasă copiilor, Elvirei. salut și eu. Și abia să aștept uităm. să ne vedem în uh, formulă completă. Și eu. Și să ne îmbrățișăm să batem palmă și să Perfect. dansăm. Așa e, cu cotul. Și ai zis că în 5 minute poți să scoți ceva din mine? Adică da. un pic, 2-3 minute, da? Da, da. da. Mama, când încep cursurile este online? haide că vreau să fiu acolo Uite, eu o să-ți trimit uh, un, un sample Deci, oameni buni, fiți cu ochii pe Instagramul lui Mihai Petre Pentru că uh, se apucă de cursuri da. online Și uh, aveți de învățat de la cel mai bun Ia uite-l, în Am pași de vals Frumos, doi 3 frumos, Un, doi, un trei un